Fraților, vă salut! După cum s-a și bine văzut probabil în titlul videoclipului, astăzi vreau să vă fac public încă un caz unde o doamnă a reușit să scape de niște probleme destul de grave pe care le avea în legătură cu varicele și le avea de ani de zile. A încercat tot felul de scheme de tratament fără rezultate și cu ajutorul cremei de varice a reușit să se pună pe picioare. Imediat intrăm în detalii, imediat vă arăt poze, imediat vă arăt și vă explic cum a procedat doamna, dar în introducerea, să spun, materialului vreau să clarificăm o treabă, poate odată pentru totdeauna, și sper să fie înțeleasă. Bineînțeles, acum fiecare interpretează, crede și acționează după bunul plac, pentru că fiecare este liber să facă ce vrea, dar sunt niște chestii logice de care trebuie să ținem cont dacă vrem să avem rezultate. Și anume, în momentul în care vorbim despre tratamente naturale, și aici mă refer la creme, pentru că despre asta este discuția și aici este punctul, să spunem așa, unde trebuie pus accentul. În cazul cremelor, după cum bine știți, o mare parte dintre dumneavoastră, cei care ați făcut acasă, sau cei care n-ați făcut, dar probabil știți, cei care ați avut de-a face și sunteți familiarizați cu tratamentele 100% naturale, nu vorbim despre alt fel de tratamente. E bine, în cazul cremelor, fără doar și poate, în momentul în care facem o cremă în casă sau acasă, trebuie să folosim ulei de măsline. Sau un ulei calitativ, nu neapărat din măsline, dar să fie calitativ. Nu ultimul, să spun, ultimul ulei de pe raft. Pentru că în uleiul respectiv, practic acolo, toată proprietatea din plantă intră în uleiul respectiv. Și cu ajutorul lui, prin ungere, ne intră nou în organism și ne face bine și ne tratează. Bun, sper să nu omit, mă gândesc foarte bine ce vreau să spun ca să înțeleagă, să nu se mai facă greșeala aceasta. Foarte mulți au spus că au făcut cremele cu untură de porc. Eu am mai spus și repet și sper să fie, dar o să mai repet și pe viitor, nu niciun fel de problemă, poate oamenii vor înțelege, pentru că de aici... Și în aceste situații nu au fost rezultate, pentru că sunt niște încurcături. Deci în momentul în care se folosește untură de porc pentru a obține o cremă de acest tip sau de acest fel, din punctul meu de vedere, dar și logic, este o greșeală. Pentru că vă spun și de ce. Cremele în general se fac primăvara, când plantele sunt pline de nutrienți, când plantele sunt la potențialul lor maxim. Noi folosim untură de porc, grăsime de origine animală, în momentul în care vine căldura, pentru că vara e cald, untura râncezește și s-a dus toată munca noastră. Și nu mai putem folosi crema respectivă. Deci o chestie logică. În schimb, uleiul nu se întâmplă cu absolut nimic. Și acum vor fi oameni care vor spune, păi dar bătrânii noștri cum făceau? Păi bătrânii noștri nu aveau ulei pe timpul respectiv sau nu aveau posibilitate să cumpere ulei, și foloseau și se foloseau de ce aveau. Dar dacă tehnologia a evoluat sau noi am evoluat, că așa presupunem și așa ne place să spunem că am evoluat, de ce să nu folosim materiale mult mai bune, care durează mult mai mult timp și ne ajută mult mai mult? Deci în momentul în care vreți să faceți o cremă naturală în casă sau acasă, nu folosiți untură de porc, folosiți ulei. De care doriți dumneavoastră, eu recomand uleiul de măsline, dar să fie calitativ. Adică să nu fie ulei din acela la 5 lei sau 6 lei sticla, nu știu exact cât mai e o sticlă de ulei de ultimă, v-am spus, ultima sticlă de pe raft. Acum să trecem la poveștile noastre și la povestea, de fapt, pe care vreau să vă prezint astăzi, să vedeți ce rezultate incredibile a avut această minunată doamnă. Haideți să vedem despre ce este vorba. Undeva aici eu o să prezint câteva poze și dovezile că rezultate foarte bune și... Pentru unii o să fie greu de crezut cum o simplă cremă poate să ajute pe cineva să scape de ceea ce o să vedeți aici. E bine să știți că se poate, fraților. Se poate. Se poate fără probleme. În momentul în care există puțină credință, măcar un gram de credință, în momentul în care există determinare și răbdare, pentru că tratamentele naturale lucrează în timp, nu lucrează, adică să nu ne așteptăm după 3 zile să facă minuni, sunt situații, după cum o să observați aici, în care rezultatele sunt fără doar și poate de necontestat.
dacă acești oameni, pentru că eu am mai prezentat și alte cazuri, și în cazul cremei de brusture, și în cazul tincturilor, și mereu prezint. Din când în când prezint câte un caz, sunt foarte multe, dar n-am cum să prezint săptămânal, pentru că vă dați seama, vor fi oameni plictisiți și o să pară plictisitor la un moment dat să tot prezint eu. Oricum, dacă intrați pe pagina de Facebook Fermierul Adrian, acolo o să vedeți, comentariile sunt mii, zeci de mii de comentarii la postările mele, ale celor care au folosit aceste tratamente, creme, tincturi, după rețetele pe care le-am tot prezentat eu de-a lungul timpului pe acest canal, cu rezultate foarte bune. Sunt oameni care au scăpat de operații, sunt oameni care au scăpat de probleme pe care le aveau de peste 10 ani, sunt oameni care au scăpat de probleme cu ajutorul și, de fapt, încercând alte scheme de tratament, n-au reușit să scape și cu ajutorul unei creme de brusture, de psoriazis, de hemoroizi externi, o tinctură de rădăcină de pe pădie pentru ficat, colesterol, o tinctură din rădăcină de brusture plus rostopască și multe altele le găsi acolo. Tinctura de mătase de porumb, foarte bună pentru rinichi. Deci dacă sunt dovezi și dacă există dovezi și dacă vedeți că sunt oameni care au rezultate, nu aveți nimic de pierdut dacă încercați. Pentru că până nu încercați, nu o să aveți de unde să vedeți dacă vă folosește sau dacă nu vă folosește, dacă vă merge sau dacă nu vă merge. Un tratament ca acesta natural nu are să facă rău. Niciodată nu o să existe efect advers în momentul în care se folosește un tratament 100% natural. Cu ingrediente, să spun așa, naturale. Doar la ulei e o problemă, pentru că nu întotdeauna putem să obținem și nu cu toții avem posibilitatea să luăm un ulei, nu știu, presat la rece de la mama lui. Dar să știți că și prin comerț sunt multe, de fapt câteva sortimente destul de calitative. Fraților, observați cu ochii noastre ce s-a întâmplat în cazul doamnei respective. Mai departe, dumneavoastră trageți concluziile. Eu sunt aici doar ca să vă prezint anumite lucruri și situații și rețete. Dumneavoastră sunteți cei care decideți dacă folosiți sau dacă nu folosiți. Cei drept în această perioadă nu puteți face sau nu o să mai puteți face nimic din tot ce am prezentat eu pe acest canal, pentru că nu mai există plante, rădăcinile sunt la conserva, să spun așa, din primăvară încolo, dar puteți să vă notați, pentru că nu se știe ce o să vină și ce o să întâmple și rețetele trebuie și ar trebui, de fapt, să rămână undeva scrise, poate de ce nu în viitorul apropiat. O să publicăm o carte cu toate rețetele și multe alte rețete pe care încă nu le-am făcut publice, pentru că acolo cu siguranță vor rămâne peste timp. Și cu Dumnezeu înainte, să știți că orice este posibil și orice se poate întâmpla. Au fost situații și cazuri unde nimeni și nimic nu dădea șanse și oamenii respectivi sau cazurile respective au scăpat de problemele grave pe care le aveau cu ajutorul plantelor, dar cel mai important, cu ajutorul lui Dumnezeu. Sau să spun altfel, cu ajutorul divinității. Fiecare credeți și vă rugați la cine doriți dumneavoastră. Eu nu îndemn nici în stânga, nici în dreapta. Fiecare face cum crede el. Așa spune și de sus. Ai liberul arbitru să alegi și să gândești, să faci, să alegi. De fapt, să gândești, să faci după bunul plac. Mai târziu fiecare o să vadă ce o să întâmple. Deci, fără credință, nimic nu se poate. Dar și unde există măcar un gram, uitați ce se întâmplă. Cu ajutorul acestor tratamente naturale. Dumnezeu lucrează prin plante, că de asta ne-a și lăsat câte o plantă pentru fiecare problemă. Sau, mă rog, aproape pentru fiecare problemă. Doamne ajută, numai bine!